cu lacrimi șoptite din să cântăm cântarea aceasta care ne aduce aminte cât de mare e harul Domnului pentru noi. În umblarea mea prin lume, prin ispitele haine, peste tot Iisuse, Doamne, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Pe cărarea curăției și în lupta spre mai bine, să mă țin, nu pot și într-una, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. În lucrarea Ta prea sfântă, unde m-ai chemat pe mine, cât e de puțină roadă, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Amin, amin. Frate Daniel, bine că ai ajuns. Te rugăm să ne conduci în rugăciune.
16 și 17. Deci Evanghelia după Luca, de la verset capitolul 18, de la 15 la 17. I-au adus și niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Amin. Să stăm înaintea Domnului și să cerem în continuare ca Dumnezeu să ne pregătească inima pentru cuvânt, să ne dea cuvântul de care avem nevoie, să-mi dea mie puterea și fizică, și psihică, și spirituală pentru aceste îndemnuri și apoi să ne pregătească și inimile pentru rugăciune. Că avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt în rugăciunile noastre. Stăm înaintea Domnului și în liniște ne rugăm toți în scopul acesta. Plinesc cum se cuvine, văd cum totul îmi stă potrivă, numai harul tău mă ține. Când aș vrea să ascult cuvântul, să-mi plinesc cum se cuvine, văd cum totul îmi stă potrivă, numai harul tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. Ori și când și-n orice stare, Doamne, îndrăznesc la Tine. Și-n cădere și-n înălțare, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. Amin, amin, slăvit să fie Domnul, vă rog să ocupați locurile. Primiți întâi de toate salutări sfinte de la frații voștri din Brisbane, cu care am petrecut sâmbătă și duminică. Ne-am bucurat și acolo de harul Domnului și numele Domnului să fie slăvit. Astăzi continuăm meditația noastră pe ultimul drum cu Domnul Iisus Hristos și când spunem pe ultimul drum, așa cum vă spuneam în ocaziile trecute, ne referim la ultimele
5-4 săptămâni înainte de răstignire. Domnul Iisus Hristos, după ce l-a înviat pe Lazar, a trebuit să plece, că s-a iscat gândul, vorba asta, așa, printre, așa trebuie să-l omorâm, să morim și pe Domnul Iisus, să, și pe Iisus, morim și pe Lazar. Și atunci Domnul Iisus a plecat în cetatea Efraim și de acolo a plecat din nou spre Galileea. Și nu s-a dus prea departe în Galileea, doar pe granița dintre Samaria și Galileea, și ne-am uitat la câteva lucruri care s-au întâmplat în timpul acesta. În anii trecuți ne-am uitat la cum Domnul Iisus a vindecat pe orbul Bartimeu, cum a mers în casa lui Zacheu, cum a întâlnit pe tânărul bogat înainte să plece din Galileea. De data asta ne-am uitat la alte popasuri. Și prima dată ne-am uitat cum Domnul Iisus a vindecat 10 leproși și unul a fost și mântuit. După aceea ne-am uitat la faptul că Domnul Iisus Hristos ne-a învățat cum să ne rugăm. Și ne-am uitat prima dată la judecătorul nedrept și văduva aceea care a insistat că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm și să avem credință în rugăciunea noastră. Cea Domnul Iisus, când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ. Și apoi ne-am uitat data trecută la vameșul neprihănit, cel mai mare păcătos, și totuși Domnul Iisus spune despre el: omul acesta s-a dus acasă socotit neprihănit. Nu știu dacă în tot în locul acela Domnul Iisus Hristos a întâlnit și situația despre care am citit astăzi. Dar este foarte important că în situația asta, care de obicei noi o citim când avem binecuvântări de copii sau în situații de astea de poate de ziua mamei, de data asta o folosim ca și un text pentru rugăciune. Și m-am uitat cu atenție la faptul că Domnul Iisus a insistat foarte mult pe această învățătură care o găsim în textul acesta. Și de ce? De ce a insistat? Pentru că Domnul Iisus era atunci pe ultimul drum și astăzi este pe ultimul drum. Și problema cea mai mare și cea mai grea cu care s-a confruntat Domnul Iisus Hristos atunci pe ultimul drum a fost aceea că ucenicii lui încă căutau slava lumii. Și, dragilor, cel mai mare pericol pentru biserică și în vremea aceasta este acesta. Foarte multe lucruri care se fac în adunările noastre se fac ca să primim slava lumii. Predicăm să primim slavă de la oameni, cântăm să primim slavă de la oameni, ne rugăm să primim slavă de la oameni. Foarte multă activitate se face să primim slavă de la oameni. Și lucrul acesta, dragilor, e foarte periculos. V-am spus data trecută că ne-am uitat la studiu cu bărbați în cartea lui Ezechiel și am văzut cât de mult Dumnezeu urăște acel păcat luciferic, care e mândria, care vrea să ia locul lui Dumnezeu. M-am uitat la lucrul acesta, despre această întâmplare vorbesc toți primii trei evangheliști, Matei, Marcu și Luca. Ioan nu vorbește despre asta, dar în cele trei evanghelii ni se spune în fiecare că Domnul Iisus Hristos, învățătura aceasta, a repetat-o de trei ori în ultimele 6 luni. De trei ori. Asta înseamnă că e o învățătură foarte importantă. Dacă fratele Teofil sau eu v-aș ține aceeași predică în timp de 6 luni de 3 ori, ați fi șocați. Dar Domnul Iisus a ținut aceeași predică de 3 ori în timp de 6 luni. Și vă dau exemplu în privința aceasta și uitați-vă. În Evanghelia după Marcu, capitolul 9, am ales
din Evanghelia după Marcu, pentru că este un amănunt care nu l-am găsit în celelalte evanghelii și o să vă spun la vremea potrivită. În Evanghelia, la capitolul 9, versetul 33 până la 36, o să vedem ce spune Domnul aici. Au venit la Capernaum și când era în casă, Iisus i-a întrebat, de ce, spre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. Ei veneau de la muntele Tabor. Acolo Domnul Iisus Hristos, la cezarea lui Filip, le-a spus ce se va întâmpla cu el. Și Petru, știți că a intervenit și a spus, te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple una ca asta. Dar Domnul Iisus Hristos le-a deslușit că trebuie să se întâmple asta și că la rândul lor și ei trebuie să fie pregătiți oricând pentru moarte, oricând pentru suferință, pentru credința lor. Și-au plecat de la muntele Schimbării la față, au plecat și pe drum s-au certat. Și când au ajuns în Capernaum, au intrat în casă și Domnul Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați pe drum? Și ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. Atunci Iisus a șezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis, dacă vreați cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Și a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor. Observați? E prima dată când Domnul Iisus Hristos ține predica asta. Încă o dată ne uităm aici. Dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie slujitorul tuturor. A doua ocazie este în Marcu 10, de la versetul 13 la 16, care nu-l mai citesc, că e tocmai textul care l-am citit din Luca. Deci când au adus copilașii la Domnul Iisus Hristos. A treia ocazie, de asta v-am spus că asta am găsit-o numai la Marcu, spune la versetul 32 din capitolul 10, ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după el. Deci el mergea singur înainte, concentrat la ceea ce se va întâmpla în Ierusalim cu el, cum trebuie să-și dea viața pentru răscumpărarea noastră și ucenicii veneau în urmă. Frământați de gândul înălțării. De unde știm asta? De la versetul 32 la 45, din același capitol, se spune că cei doi fii ai lui Zebedei, care erau verișori, nu citim textul, lăsați că îl povestim numai așa, că e lung. Au venit la Domnul Iisus și au spus, am vrea ca în împărăția ta unul să fim la stânga și altul să fim la dreapta. Evanghelistul Matei face precizarea că de fapt ei au trimis pe mama lor și mama lor a venit la Domnul Iisus, care era mătușa lui. Aș vrea ca în împărăția ta cei doi copii ai mei să fie unul la stânga și altul la dreapta. Și Domnul Iisus s-a tulburat de lucrul acesta. A spus, cine vrea să fie, asta nu depinde de mine, dar voi trebuie să înțelegeți că cine vrea să fie mare, trebuie să fie slujitorul tuturor. Și dragilor, asta a vrut Domnul Iisus Hristos să-i învețe pe ucenici. Aș vrea să avem o rugăciune acum și în rugăciunea asta fiecare dintre noi să ne cercetăm în privința aceasta. De câte ori ne-am lăsat ispitiți să facem lucruri de ochii oamenilor, să primim slava de la oameni, lucru care e foarte urât înaintea lui Dumnezeu, foarte urât. Fratele Teo a pus azi dimineață pe grupul de sâmbătă seara din cuvântul vieții, că fiecare umblă după foloasele lui. Dragilor, e mare pericol, mare pericol. Ca noi, în loc să căutăm interesele împărăției lui Dumnezeu și interesele celorlalți, să ne gândim numai la interesele noastre, nu ne gândim numai la noi, la mândria noastră, la orgoliul nostru, la așa. Și asta e foarte, foarte mare păcat înaintea lui Dumnezeu. Deși,
este cel mai răspândit. Cel mai răspândit păcat. Haideți să stăm înaintea Domnului în această seară și să ne rugăm Domnului să ne ierte pentru o asemenea atitudine. Vedeți, foarte mare problemă am fost, am repetat de multe ori lucrul ăsta și îl repet și în seara aceasta, că repetiția e mama științei, zic românii. Până la moartea și învierea Domnului Iisus și mai precis până la coborârea Duhului Sfânt, ucenicii încă nu erau lepădați de ei înșiși. Încă nu erau lepădați de ei înșiși. Și ceartă care să fie cel mai mare și tot felul de probleme care dădeau, scoteau la iveală, că ei încă nu se lepădați de ei înșiși. Dragii mei, mare păcat înaintea lui Dumnezeu este să ții la eu-ul tău. Mare păcat. De ce? Pentru că în Duhul nostru trebuie să conducă Duhul lui Dumnezeu, trebuie să fie prezent Duhul lui Dumnezeu. Dar dacă pe tronul inimii noastre este eu-ul nostru, Duhul lui Dumnezeu nu stă într-o inimă în care eu-ul este pe tron. Era o vorbă din bătrâni și printre teologi, așa. Dacă eu-ul este pe tron, Domnul Iisus este pe cruce. Dacă Domnul Iisus este pe tron, prin Duhul Sfânt, atunci eu-ul este pe cruce. Și haideți să lăsăm așa în mod. Vi se pare poate ceva foarte simplu și foarte... Dar, dragilor, e atât de important că nu știu cum să vă spun mai bine. E atât de important. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu, cu înțelepciunea Lui, să ne lămurească pe fiecare că mare nevoie este de lepădare de noi înșine. Pentru că zicea omul lui Dumnezeu David, păzește pe robul tău de mândrie și voi fi nevinovat de păcate mari. Deci păcatul acesta al orgoliului, al mândriei, al iubirii de sine, al înălțării, hai să ne rugăm Domnului să ne ierte pentru el și să ne ajute Domnul să ne ținem eu-ul răstignit. Ne rugăm Domnului pentru noi, ne rugăm Domnului pentru casele noastre, pentru copiii noștri, ne rugăm ca Dumnezeu să se ocupe de ei. Știți, aici zice Domnul Iisus, lăsați copilașii să vină la mine. Lăsați-i să vină la mine. Și să știți că mare piedică ca să ajungă copiii la Domnul Iisus suntem noi. Dacă nu trăim o viață de model, dacă nu trăim o viață de exemplu pentru copii, noi suntem cei care îi oprim să vină la Domnul Iisus. La ce să vină dacă noi nu ne deosebim de lume? Dacă avem aceleași umblări, aceleași alergări ca și cei din lume, aceeași gândire, lăsați copilașii să vină la mine. Și hai să ne rugăm, Doamne, iartă-ne dacă n-am fost exemplu care trebuie să fim pentru copiii noștri și n-am fost ceea ce trebuie, să ne ierte, Domnul, pentru lucrul acesta. Deci, dragilor, sesiunea asta am să fie mai scurtă, pentru că următoarea va fi un pic mai lungă, dar aș vrea să ne rugăm acum, dar să aducem înaintea Domnului rugăciuni sincere de pocăință. Pentru că, să știți, harul totdeauna vine după pocăință. Harul totdeauna vine după pocăință. Și dacă ne smerim, dacă ne umilim înaintea Domnului, Domnul zice că celor smeriți le dă har. Stăm înaintea Domnului, ne rugăm pentru noi, pentru casele noastre și ne rugăm și unii pentru alții.
Aș vrea, Iisus, cum să fiu ca tine în pribegeia mea pe acest pământ. De atâtea ore când grea ispita vine, s-o biruiesc prin sfântul tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scumpa ta comoară, de mânegăieri pe veți să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce-i vechi să moară, iar tu să faci din mine ce dorești. Aș vrea, Iisuse, scump a ta viață, să-ți oglindească pururina mea și să dispară negura și ceața ce-npiedică să-ți văd mărirea ta. Aș vrea, Iisuse, scumpa ta comoară, de mânegăieri pe veți să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce-i vechi să moară, iar tu să faci din mine ce dorești. Și câte n-aș mai vrea, o scump Iisuse, în pribegeia mea pe acest pământ, dorințele ce îmi rămân nespuse le împlinește sfântul tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scump a ta comoară, de mânegăieri pe veți să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce-i vechi să moară, ca tu să faci din mine ce dorești. Amin. Amin. În întâmplările care vi le-am spus, Domnul Iisus repetă această expresie, ca un copilaș. Ca un copilaș. Și chiar ultimul verset care este acolo este: adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Ca un copilaș. Aș vrea să ne uităm la această expresie care Domnul Iisus ne-o dă, această metaforă, acest exemplu, ca un copilaș. Și în primul rând, vorbim despre o întoarcere la chemarea lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei spune: Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerului. Închipuiți-vă că copilașul ăsta se juca, făcea ceva acolo și Domnul Iisus l-a chemat la el. Și copilașul a venit. Și Domnul Iisus spune: dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu ca un copilaș, întoarceți-vă la Dumnezeu ca un copilaș. Știți că zice prorocul Isaia, vorbind despre noi: noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Putem vorbi asta despre oameni care nu sunt pocăiți. Și cu toate acestea, dragilor, de atâtea ori apucăm pe cărări greșite, apucăm pe drumuri care n-ar trebui să umblăm. Și Domnul ne cheamă. Vă aduceți aminte de aceea durere mare care Dumnezeu o exprimă? Știți că eu mereu repet textul acesta din Osea: poporul meu este pornit să se depărteze de mine.
Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Cum să te dau, Efraime, cum să te predau, Israele, cum te să te fac ca Adma și ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine, tot lăuntru mi se mișcă de milă. Ce durere are Dumnezeu! Niciunul nu caută să se ridice. Frații mei, aș vrea să ne lăsăm cercetați și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și să ne gândim, Doamne, eu de la ce a așteptat-o să mă întorc? Unde crezi tu că ar fi un drum care ție nu-ți place și ai vrea să mă întorc? Este un verset în Psalm, Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Și eu v-am spus că l-am spus multe vreme greșit și am crezut că e bine. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii mei în căile tale. Dar Domnul nu spune așa, spune să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Și eu trebuie să găsesc plăcere în căile Domnului, nu să-L forțez pe Domnul să găsească plăcere în căile mele. Domnul spune, întoarceți-vă, de ce vreți să muriți voi casa lui Israel? Și cuvântul pentru pocăință în Vechiul Testament era tocmai tășuba care însemnează întoarcere, să te întorci. Aș vrea să ne rugăm Domnului, Doamne, dăm înțelepciune să înțeleg de unde ai vrea tu să mă întorc. Și frumos este cum Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Matei, capitolul 11, mulțumesc, Tată, Doamne, te lau, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor, da, Tată, te laud că așa ai găsit-o cu cale. Și ne vrea Dumnezeu să fim ca și copiii. Pavel spune în Epistola către Corinteni, să fim copii la răutate, la înțelepciune să fim oameni mari, dar la răutate să fim ca niște copii. Și ca niște copii să ne întoarcem de la orice cale care știți că nu place lui Dumnezeu. Și Mântuitorul insistă, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și dacă n-ai liniște și n-ai pace destulă și te gândești oare de ce? Oare din cauza soției, din cauza soțului, poate datorită împrejurările, datorită serviciului, de ce, Doamne, n-am pace? De ce n-am pace? Caută să vezi, nu cumva, e o cale greșită pe care mergi, în vreo privință? Eu mai înainte am vorbit despre calea mândriei și e foarte periculoasă și o să revenim la ultimul punct din această meditație, dar e foarte periculoasă mândria, foarte periculoasă. Și asta l-a aruncat pe Lucifer din cer și asta dărâmă, mândria dărâmă. Și dacă cumva ești pe așa cale, e o luptă care trebuie să o ducem, dragilor, în fiecare zi. Foarte ușor, foarte ușor alunecăm pe calea asta. Dar suntem chemați să ne lepădăm de eu nostru. Și Doamne ajută-ne. Deci, în primul rând, ca un copilaș, să ne întoarcem la Dumnezeu. Am stat în casa fratelui Emanuel Curea și au o fetiță de 4 anișori. Așa de drăguță și așa de cuminte și tot pe lângă tata și tata o întreabă, de ce trebuie să fii tu cuminte? De ce trebuie să fii tu cuminte? Pentru că așa a spus Domnul Iisus. Pentru că așa a spus Domnul Iisus. Și zicea Emanuel, i-am învățat pe copii să înțeleagă că ei trebuie să fie cuminți, nu pentru că eu vreau, pentru că eu le pot, așa vrea Domnul Iisus. Ei, dragilor, dacă copiii trebuie să știe asta, cu atât mai mult trebuie să știm noi. Apoi, ca un copilaș, nașterea din nou.
Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci o problemă de mare valoare este că omul care vrea să ajungă în împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie un om născut din nou. Aduceți aminte de ce a spus Domnul Iisus Hristos, a venit la Isaia, Isaia nu l-au primit, dar tuturor celor ce le-au primit, li s-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Așa scrie la voi în Biblie? Să se facă. Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Din Dumnezeu. Deci trebuie să fiecare credincios care vrea să moștenească împărăția lui Dumnezeu trebuie să știe că nu se poate fără naștere de nou. Domnul Iisus a insistat către Nicodim și a spus că un om care nu-i născut din nou nici nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și de multe ori insistăm asupra acestui fapt că te străduiești să spui la oameni cum să se poarte, cum să se îmbrace, ce să vorbească, ce să nu vorbească, unde să se ducă, unde să nu se ducă. Degeaba, dacă nu-i naștere din nou. El nu poate înțelege asta, nu poate înțelege. Trebuie naștere din nou. Și pentru că următoarea rugăciune va fi rugăciune pentru biserică, hai să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu așa să prin Duhul Sfânt, să aducă naștere din nou. O naștere din nou normală, am învățat noi din Cuvântul lui Dumnezeu, pe baza textului din Fapte, capitolul 2, versetul 37, o naștere din nou normală include credința. Au întrebat cei de atunci, fraților, ce să facem? Deci ei au crezut ce le-a spus Petru și acum ce să facem? Deci credința, pocăința, trebuie să ne pocăim de păcatele noastre. Trebuie să ne pocăim de păcatele noastre. Deci dacă într-adevăr tu crezi cuvântul lui Dumnezeu, atunci pocăiește-te de orice ți se pare rău. Feriți-vă de orice se pare rău. Ne pocăim de păcatele noastre. Pocăința asta trebuie mărturisită. Trebuie mărturisită în botez. Zice, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Dar, dragilor, noi zicem, da, frate, eu am crezut, eu m-am pocăit, eu m-am botezat. Dă-mi voie să te întreb, ai rămas în botez? Ai rămas în botez? Ce înseamnă să rămâi în botez? Am fost îngropat împreună cu Domnul Iisus Hristos și am înviat împreună cu El. Se vede lucrul ăsta în viața mea? Se vede moarte față de tot ce-i lumesc, fireș și păcătos și față de euul meu, se vede? Și se vede că într-adevăr eu sunt viu? Cum cântăm acuși peste două săptămâni, Hristos a înviat din morți, biruitor, biruitor, din însăși viața lui, din viață tuturor. Și apoi rând cu noi, ca frate și împărat, trăiește, trăiește, e viu cu adevărat, e viu cu adevărat. Pavel spunea, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci, credință, pocăință, botez și apoi darul Duhului Sfânt. Darul Duhului Sfânt. Fără nașterea din nou, dragilor, nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și apoi, Domnul Iisus Hristos spune, ca niște copilași, să primim împărăția lui Dumnezeu. Știți că Domnul Iisus spunea că Duhul rău ieșit din om aleargă prin locuri pustii și fără apă și fiindcă nu găsește odihnă, se întoarce înapoi la casa lui unde a fost înainte, o găsește curată, măturată, împodobită, zice, a, aici e de mine. Dar nu mă mai duc eu cum am fost. Mai iau cu mine și pe alții, mai răi decât mine. Și vine cu alte 7 duhuri mai rele decât cele de întâi. Adică, poate că înainte a fost un
un curvar sau a fost un bețiv. Nu mai vine cu astea. Că dacă vine cu astea, omul nu-i mai trebuie. El știe ce a avut de suferit și cum s-a distrus viața și familia, dar vine cu altele. Vine cu mândrie și ați băgat de seama că puțin sunt cei care fug de mândrie, vine cu clevetire și câte clevetire este? Mânie, iuțime, găsim 7, nu 7, găsim 77. 77. Și zice, e goală casa, da, vin eu aici înapoi. Dar nu mai vin cum am venit înainte, ca omul să se sperie. Vin și pun stăpânire cu duhurile astea peste el. Și omul nu mai simte nevoia să se pocăiască. Toată lumea se mândrește, toată lumea iubește banii, toată lumea clevetește, toată lumea așa, toată lumea așa, toată lumea așa. Și nu se mai pocăiește. Dragilor, Domnul Iisus Hristos în capitolul 11 din Ioan, din Luca, el insistă pe lucrul ăsta. Trebuie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Asta însemnează să primești împărăția lui Dumnezeu. Să-L chem să fie Domnul vieții tale, nu numai Mântuitor. Ar vrea oamenii numai să aibă un bilet de rai, să știe că are păcatele iertate și gata, merge în cer. Nu poți să fii biruitor asupra păcatului și asupra firii dacă nu ai în tine pe Duhul lui Dumnezeu. Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, zice, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos Iisus. Și carul de biruință este lucrarea Duhului Sfânt în noi. Ca un copilaș să primim împărăția lui Dumnezeu, ca un copilaș. Să ne deschidem pentru împărăția lui Dumnezeu. Așa zice Domnul Iisus. Adevărat vă spun, oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș. Adică așa să copilașul se vede neputincios. Se vede că n-are putere și atunci apelează la tata să-l ajute. Cel mare e mândru. E mândru să se lasă ajutat. Dar cel mic, el se lasă ajutat, pentru că nu poate. Și dacă tu depinzi de Dumnezeu și spui, Doamne, nu pot fără Tine, nu pot fără Tine. Știți că Domnul se spune bisericii din Efes, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea de întâi. Nu zice că ai pierdut-o, spune ai părăsit-o. Și ce-i dragostea de întâi? Continuarea cuvântului spune acolo, dacă nu te întorci la faptele tale de întâi, voi veni și voi lua sfeșnicul din locul lui. Deci dragostea de întâi erau faptele de întâi ale Bisericii din Efes. Și faptele de întâi ale Bisericii din Efes sunt fapte capitolul 19. Când cei 12 ucenici al lui Ioan au fost umpluți cu Duhul Sfânt, acolo au început preoții să se pocăiască, acolo vrăjitori au venit sub cercetarea Duhului Sfânt și și-au adus cărțile și le-au ars în mijlocul cetății. Și a fost o lucrare extraordinară. Cu timpul, s-au golit, a început să le crească mintea, a avut pastor pe Pavel, pe Timotei, pe Ioan și de acum ei știau. Nu mai depindeau așa mult de lucrarea Duhului Sfânt. E foarte important să depinzi de Dumnezeu și să nu te bizui pe înțelepciunea ta și să nu te bizui pe experiența ta, ci într-adevăr să depinzi și să spui, Doamne, nu pot fără Tine. Nu pot fără Tine. Acolo unde există acest nu pot spus înaintea lui Dumnezeu, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cine? Vine tot capitolul 8 și spune, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Deci lucrarea Duhului Sfânt în noi. A spus și zilele astea în bisericile pentecostale. Nu-i totul numai că ai avut o primă experiență cu o cercetare deosebită a Duhului Sfânt. Nu-i totul. Trebuie să căutăm mereu și mereu să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Să depindem de Dumnezeu.
Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, a primi împărăția lui Dumnezeu însemnează a fi flămând, flămând după Dumnezeu și să îl lași pe Dumnezeu să te stăpânească. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Și Hristos este în mine prin Duhul Sfânt. Așa a promis ucenicilor. Eu nu vă voi lăsa orfani, eu mă voi întoarce la voi. S-a întors Domnul Iisus? S-a întors? Cum s-a întors? Prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e Duhul Domnului Iisus Hristos și Duhul Tatălui. S-a întors. Trebuie să primim această împărăție. Deci, dragilor, lecția asta se pare o lecție foarte, foarte simplă, dar e foarte importantă. Foarte importantă și Doamne, dă-ne înțelepciune să ne deschidem inima pentru asta. Dumnezeu ne vrea să fim plini de Duhul Lui. Împărăția lui Dumnezeu să vină în noi. Pe noi asta spunem noi. Cea mai puternică rugăciune după Duhul Sfânt, dragilor, este rugăciunea Tatăl nostru. Când spunem noi, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Cum să se sfințească numele Lui Dumnezeu? Prin mine, prin viața mea. Când am fost în clasa a doua la școală, a fost prima eclipsă de soare care eu am văzut-o. A fost o eclipsă totală de soare. Ne-a spus, aveam o învățătoare foarte bună și ea ne-a spus, mâine când veniți la școală, să veniți fiecare cu un ciob de sticlă. Și ne-am dus la școală cu câte o bucată de sticlă, de geam. Când ne-am dus la școală, învățătoarea cu o lumânare ne-a fumat sticla. Și cu sticla afumată, la ora 10 am ieșit în curtea școlii și am început să urmărim eclipsa. La început soarele a fost în lumină totală și apoi am văzut cum încetul cu încetul, așa un semicerc intră și tot intră, până a acoperit soarele. Soarele a devenit închis, negru. Ne-am fi putut noi să urmărim soarele fără sticla afumată? Am fi putut? Nu am fi putut. Nu te poți uita la soare. Dar așa cu sticla fumată ne-am uitat la soare și soarele era așa un cerc roșu. Și cercul ăsta roșu, încetul cu încetul, a devenit negru, pentru că luna s-a interpus între pământ și soare. Cum zice poetul de cântare? Dacă în lume m-ai făcut o fereastră către tine, cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu te vezi mai bine. Cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu te vezi mai bine. Da? Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să trăim așa o viață de curățenie, de sfințenie, sfințească-se numele Tău. Cum să se... Prin mine! Oamenii se uită la Dumnezeu prin mine. Copiii mei se uită la Dumnezeu prin mine. Nepoții se uită la Dumnezeu prin mine. Vin strănepoții din urmă, se uită la Dumnezeu prin mine. Și îl pot ei vedea pe Dumnezeu? Sfințească-se numele Tău prin mine. Și vie împărăția Ta! E adevărat, așteptăm și să vină a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Dar acolo eu cred că e vorba nu numai de a doua venire a Domnului Iisus, să vină împărăția lui Dumnezeu acum, în inima mea și în inima altora. Acum, în cât mai mult să vină împărăția lui Dumnezeu. Sfințească-se numele Tău și vie împărăția Ta. Și Doamne, Doamne, dă-ne înțelepciune să putem să fim deschiși pentru lucrul acesta. Pentru că, zice Sfântul Apostol Pavel în Coloseni, în capitolul 1, la versetul 27, Hristos în voi. Mai departe spuneți voi? Nădejdea slavei. Deci nimeni nu va primi, nu va intra în ea dacă nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș. Hristos în voi este nădejdea slavei. Și apoi, încă un lucru. Ca un copilaș. Să umblăm în smerenie. Zice Mica, în capitolul 6, versetul 8, ți-a arătat, omule, ce este bine, ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila
și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Deci a face dreptate însemnează dacă Dumnezeu a murit pentru tine și tu dezi viața pentru El, asta înseamnă să faci dreptate, să iubești mila, să fii milos cu cei din jur și când le-ai făcut pe astea toate, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Da? Lasă se referă Domnul Iisus Hristos, uitați-vă ca să vă convingeți, de aceea oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Smerenia duce înaintea slavei. Mândria unde duce? La cădere. Știți povestea aia cu tâlc, fabula aia, nu? Că două berze petreceau așa pe o mlaștină pe acolo, printre trestii, printre așa și... Și a venit vremea, ele s-au împrietenit cu o broască. Și a venit vremea când ele trebuia să plece în țările calde. Și broasca a spus, luați-mă și pe mine cu voi. Păi cum să te luăm cu noi, că noi zburăm? Cum să te luăm pe tine cu noi? Păi uite cum. Luăm un băț și una ține cu ciocul de un capăt și celălalt capăt și eu mă țin și eu cu gura de bățul ăsta și zburăm împreună. Păi, interesant. Și-au plecat. Și păsările și-au luat zborul și mergeau și broasca între ele acolo și cineva de jos. Bă, extraordinar, ce invenție! Cui a trecut asta prin minte? Și broasca zice, mie! Și ce s-a întâmplat? A căzut. Deci trebuie să învățăm să fim smeriți. Așa de ușor ne mândrim, așa de ușor ne înălțăm, trebuie să o ducem o luptă de fiecare zi, să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru. Veniți și învățați de la mine, zice Domnul Iisus, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Blând. Blând, știm noi că însemnează să te lapezi de tine însuți, deci fericirea întâia, fericirea de cei săraci în duh, renunți tu în Duhul tău la tine însuși, renunți la păcat, renunți și a doua fericire este să fii, să plângi. Fericire de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Și asta dă naștere la a treia, să fii blând. Asta înseamnă să fii blând. Te lapezi de tine însuși și te puni în slujba altora. Și asta înseamnă să fii blând. Și Domnul Iisus spune, eu sunt blând. Și El s-a lepădat de slavă, de glorie. N-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a pus în slujba noastră. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De ce? Ca să ne mântuiască pe noi. Eu sunt blând, dar este și smerit. Și smerit. Cuvintele care vi le spun, zice Domnul Iisus, nu sunt ale mele. Sunt ale Tatălui meu. Minunile care le fac nu sunt ale mele, sunt ale Lui. Și totul, în toate, îl înălța pe Tatăl cel Ceresc. Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să umbli smerit în relația cu Dumnezeu și să umbli smerit și în relația cu oamenii. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin? Amin. Deci, dragilor, ne oprim aici și ne rugăm ca Domnul să ne ajute. Ca niște copilași. Să ne întoarcem de la tot ce e rău, de la tot ce e păcat, de la tot ce e stricăciune. Ca niște copilași să trăim o viață de naștere cu adevărat. Credință, pocăință, rămânem în botez și plini de Duhul lui Dumnezeu. Primim împărăția lui Dumnezeu și spunem, Doamne, vreau să fii Domnul meu. Tu să mă stăpânești, Doamne. Și umblăm în smerenie. Doamne, ajută-ne! Amin? Deci ne vom ruga acum pentru biserică și cerem ca Dumnezeu să lucreze în noi, dar și în biserică să lucreze, Domnul, o lucrare frumoasă de trezire, de cercetare. Și aș vrea să ne rugăm pentru slujbele care au loc vineri și duminică,
Dragilor, ne pregătim de cea mai mare sărbătoare, cea mai mare sărbătoare a Bisericii Creștine, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, care startul se dă cu Duminica intrării în Ierusalim. Haideți să ne rugăm, Doamne, pregătește har pentru biserica Ta. Rugați-vă pentru serviciile de vineri, de duminică și toată săptămâna viitoare. Ne rugăm pentru asta. Mergem înaintea Domnului și ne rugăm.
Tău sunt, Doamne, cuvântul mă zice că toate mi s-au iertat. Dar doresc a fi tot mai aproape, să nu rămâne depărtat. Du-mă, Doamne, du-mă tot mai aproape, la cruce unde ai răbdat. Du-mă, Doamne, du-mă la tine aproape, o Iisuse, miele junghiat. O sfințește-mă prin al tău Duh Sfânt, ca să-mi pot purta crucea, să pot lepăda tot pentru tine, ca să am fericirea. Du-mă, Doamne, du-mă tot mai aproape, la cruce unde ai răbdat. Du-mă, Doamne, du-mă la tine aproape, o Iisuse, miele junghiat. Amin? Amin. Dragilor, vreau să ne rugăm acum pentru cauze, pentru cei care știu că noi în seara aceasta suntem aici și ne rugăm, haideți să ne rugăm cu toată inima, potrivit cu Matei 7, cu 12, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Ne vom ruga pentru toată lista aceasta așa cum este acolo. De data trecută am adăugat pe Marina Coța și pe Mirima Milanovici, cumnata fratelui Ivanco. Domnul să aibă milă. Și la România am anunțat data trecută pe fratele Sergiu Ionescu, care e păstorul bisericii din Caransebeș, suspect de cancer. Ne rugăm ca Dumnezeu să intervină acolo. Am luat de pe listă de la România pe sora Liuda, că a trecut la Domnul. Săptămâna trecută a trecut la Domnul și a fost anunțat. Ne rugăm ca Domnul să aibă milă de cei patru orfani care au rămas în urmă, să se îndure Domnul de ei, peste toți de vârsta adolescenții, deci sunt copii tineri. Domnul să aibă milă de ei. Și toată lista, așa cum o vedeți acolo, aș vrea să stăm înaintea Domnului. La Australia, am uitat să scriu pe fratele Pavel. Fratele Pavel Chiril e foarte, foarte slab. Foarte slab. Domnul poate să-l întărească. Ne rugăm pentru fratele Pavel, era nelipsit. De când am venit aici, totdeauna a stat alături de mine, am contat pe dânsă ca un om al rugăciunii, un om de jertfă, un om de sacrificiu. Acum a ajuns la situația asta. Ne rugăm ca Domnul să-l întărească și să-l ridice, dacă e voia lui. Copiii mai au nevoie încă de el și în biserică avem nevoie și ne rugăm ca Dumnezeu să fie mil. Dacă aveți alte cauze care ați vrea să le aducem înaintea Domnului, îndrăzniți să le spuneți. Cum? Mirel. Iertați-mă că eu sunt bătrân și nu aud bine. Amin. Ne rugăm ca Dumnezeu să rezolve problema aia, da. Mirel, țineți cont de fratele Mirel. Dacă familia Moțiu pleacă mâine în România, Domnul să-i însoțească și ne rugăm pentru ei, da. Alte cauze? Dacă nu, acelea care nu le puteți spune cu voce tare, dar totuși vreți ajutor în rugăciune, o mână sus înaintea Domnului și ne vor ruga ca Domnul să lucreze. Da. Ne ducem pe genunchi și ne rugăm Domnului.
Sună harfa laudei mele numai pentru Dumnezeu, la nevoi și la durere, aleluia îi cânt eu. Toată viața că trăiesc, pe Iisus îl preamăresc. Toată viața că trăiesc, pe Iisus îl preamăresc. A creat tot universul Domnul prin al său cuvânt. Pe bolnav îi vine de case că trăise pe pământ. Și pe mine m-a creat, mântuirea apoi mi-a dat. Și pe mine m-a creat, mântuirea apoi mi-a dat. Doamne, ce bine este să știm că suntem nu numai creatura mâinilor Tale, dar suntem mântuiții Tăi, copii ai Tăi care avem încrederea aceasta și ușa deschisă să venim înaintea Ta cu toate cerurile noastre. Mulțumim că în seara aceasta ne-ai adus din nou aminte că trebuie să primim Evanghelia și să fim credincioși și trebuie să ne smerim ca niște copii, pentru că cei care se smeresc în felul acesta, lor este împărăția cerurilor. Doamne, Te rugăm, ajută-ne în lupta împotriva firii pământești și în lupta împotriva euului nostru. Doamne, ajută-ne să privim întotdeauna la Tine și la Domnul Iisus Hristos, care este exemplul nostru. Ți-am adus cerurile noastre și în seara aceasta și mulțumim că Tu iei aminte la ele. Avem experiența aceasta, știm că ai răspuns până acum și știm că vei răspunde la cerurile pe care ți le facem. Poate nu întotdeauna cum am vrea noi, dar știm că voia Ta este bună, plăcută și desăvârșită. Și de aceea lăsăm aceste cereri înaintea Ta, Doamne, și Te rugăm, ia aminte la ele, dă răspuns, dă și vindecare, dă mântuire celor ce nu Te cunosc, Doamne. Dă-ne și sărbători binecuvântate, dă cuvânt întotdeauna în casa Ta, în puterea Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, binecuvintează pe frații noștri și surorile care sunt bolnavi. Doamne, Te rugăm pentru fratele Pavel să-l întărești în slăbiciunea lui. Doamne, adu-l din nou să fie cu noi în casa Ta. Te rugăm, binecuvintează familia Moțiu care va călători mâine. Te rugăm, rezolvă și problema lui Mirel, Doamne, și pentru și ceilalți care îi aducem înaintea Ta. Tu-i cunoști pe fiecare, ai milă și de orfanii aceia de la Bănia. Te rugăm, atinge-Te de ei, Doamne, și nu lăsa să se piardă credința lor. Ne rugăm de asemenea pentru Adi și Dana în deciziile pe care trebuie să le ia. Fii cu ei, Doamne, și călăuzește-i, pentru că ai spus că vom auzi glasul acela înapoi a noastră, iată drumul, mergeți pe el, dă-le și lor călăuzire de la Tine, cum știi că au nevoie. Și toate câte ți le aducem, Doamne, mulțumim că vei răspunde. Călăuzește-ne acum spre casele noastre, dă-ne și odihnă și liniște și pace și binecuvântare în familiile noastre. Binecuvântează săptămâna în continuare cu lucrurile pe care le avem de făcut, serviciile. Te rugăm de asemenea, binecuvântează de fiecare dată când suntem aici, să fie cuvânt din partea Ta, Doamne. Ascultă-ne, Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Domnul cu noi.